În jurul orei 4:30, protestatarii din Pungești au fost treziți de către jandarmi și somați să părăsească zona pentru ca reprezentanții companiei Chevron să înceapă instalarea utilajelor de forare. Localnicii din auto-intitulata tabără de rezistență de la Pungești susțin că au fost agresați de jandarmi. 7 dintre ei au fost urcați în dube și trimiși la o secție de poliție din Vaslui. Când am venit, utilaj era acolo el. Uh-huh. Și nu am mai venit înapoi. Și cine l-a luat? O dubă, eu știu de acolo, că eu brânci ca pe câini acolo, înăuntru, în mașina aceea și-o dus la Vaslui. I-am dat 3 zile de cozonac în buzunar, la ora 5 îi pleca, vă spun, nici nu știu de el nimic și a venit acasă acum, dacă i-o dat drumul, l-a mai adus și nu știu. Am copilul arestat, nu? Nu arestează, doamne. Ba da, dumneavoastră l-a arestat. Eu am dat-o la copil, nu virusul. Nu știu nimic, eu... Am sunat la ea și l-a luat telefonul, l-a luat tot. Localnicii au blocat drumul, sperând că astfel vor putea să salveze terenul. În jurul orei 6, reprezentanții Chevron au ajuns la Pungești. Cei 100 de protestatari au fost somați legal să deblocheze drumul de acces către proprietatea companiei. Potrivit jandarmeriei române, în niciun moment jandarmii nu au folosit gaze lacrimogene, bastoane sau alte mijloace din dotare împotriva protestatarilor. Pentru 6 dintre acestea s-au întocmit actele de sesizare sub aspectul săvârșirii faptei de blocare a unei căi de comunicație. Pentru o persoană din cele 6 au fost întocmite actele de constatare sub aspectul săvârșirii faptei de distrugere prevăzută de codul penal, iar pentru cea de-a 7-a persoană s-a aplicat o sancțiune contravențională cu o amendă în valoare de 500 lei pentru fapta de participare la o adunare publică nedeclarată, urmată de refuzul părăsirii acesteia la solicitarea forțelor de ordine. Compania americană Chevron admite printr-un comunicat că a trimis în zonă primele utilaje de explorare. Chevron poate confirma că și-a reluat operațiunile în perimetrul Siliștea din comuna Pungești, județul Vaslui. Chevron intenționează să realizeze exclusiv activități de explorare, folosind tehnologii convenționale în perimetrul EV2, conform permiselor pe care le-am obținut la începutul lunii octombrie 2013. La doar câteva ore după izbucnirea scandalului, cele 7 persoane reținute s-au întors la Pungești. În momentul în care m-am ajuns în dubă, nu mai aveam aer, pentru că în momentul în care mă căreau, geaca mea a ajuns peste față și nu mai aveam aer. Am strigat că nu mai am aer, mi-am pierdut puțin cunoștința, în dubă m-am zbătut puțin, am spart și un geam. A, jandarm, asta e. Acolo la secție, mă rog, ne-au făcut dosar. La, da, ne-au dus până la secția din Vaslui, acolo ne-au făcut dosare penale. Chiar și soțul meu îmi oferă 3 bastoane. Ce-a prins în rază? Eu fiind jos și stând jos, ei când au venit, pe mine, eu n-am apucat. Mama a plecat și am fugit, am ieșit printre oameni. Nu, mie nu mi-a prins niciuna, dar au fost două vecini mai în jos, încolo, au fost bătuti și plini de sânge. Ministerul de Interne a organizat un punct de comandă a întregii operațiuni la primăria din Ivănești. 2 ambulanțe sunt gata oricând să intervină. De la Iași a fost adusă o auto specială de transmisiuni pentru situații de urgență. Reamintim că pe 3 octombrie, compania americană a obținut autorizația pentru a începe prima explorare a gazelor de șist din România. 2 săptămâni mai târziu, aproximativ 500 de persoane au blocat drumul dintre localitățile Siliștea și Pungești, anulând tentativa companiei Chevron de a începe instalarea utilajelor pe terenul concesionat.